Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. M-am căsătorit cu Sara în 22 iulie 1995. Mai devreme, în același an, prietena cea mai bună a Sarei, Helen, s-a căsătorit cu Mike. Din păcate, aceasta a însemnat că și eu și Mike am plecat din Biserica Oakroom la câteva luni unul după altul. Sara și Helen lucrau în Essex, aproape de casele familiilor lor. Fetele fuseseră prietene din copilărie și amândouă familiile lor erau membre în Moorcroft Hall, o mică biserică locală. Ne-am implicat în curând în viața de la Moorcroft. Din primele zile ale convertirii mele mi-am imaginat că ori voi merge în China ca misionar, ori voi lucra în închisori cu criminali periculoși. În schimb, m-am trezit că o urmez pe Sara în dragostea ei pentru copii. Tatăl ei condusese de ani de zile taberele de vară, Starlight, iar eu eram uimit de cât de mult îmi plăcea să mă implic alături de el. Îmi plăcea să joc jocuri, era ceva ce îmi lipsise toată viața. Erau lupte cu apă și tot felul de alte jocuri sportive. Seara împărtășeam vestea bună a lui Iisus Hristos. Era ușor. Copiii erau interesați și mi-am dat seama că mă ascultau. Biserica Moorcroft Hall nu avea un program de evangelizare și nu prea avea tineri. Nu după mult timp, Mike, Helen, Sara și cu mine am organizat un club de tineret la biserică. Știam că erau mulți adolescenți care n-aveau altceva mai bun de făcut decât să-și piardă vremea pe străzi. Eram o echipă dinamică. Eu mă jucam cu ei, iar Mike predica un mesaj bun din Evanghelie. În fiecare vineri mergeam cu un microbuz în zona Basildon și îi luam pe copii pentru a-i aduce la biserică. Mulți dintre ei și-au pus încrederea în Iisus Hristos. Jimmy era un băiat cu multe probleme. Avea 9 ani și era foarte mic pentru vârsta lui. Fugise de mai multe ori de acasă și intrase în bucluc. Nu avea încredere în nimeni și se bâlbâia foarte tare când vorbea. Nu am știut niciodată întreaga poveste a vieții lui, dar, la fel ca mulți dintre copiii pe care i-am întâlnit, provenea dintr-o familie dezbinată și mama lui se chinuia să aibă grijă de el. Am construit relații cu cât de mulți părinți am putut, fiind foarte sincer cu faptul că am fost în închisoare. Acest lucru nu-mi prea afecta mărturia. Mulți dintre soții femeilor erau în închisoare și majoritatea lor ne apreciau ajutorul în a-i ține pe copiii lor departe de viața de stradă. Săptămână de săptămână, Jimmy venea la clubul de tineri. Curând și-a adus fratele pe John și pe sora lor, Mandy. Mă gândeam de multe ori la cât de grea ar fi fost viața lui Jimmy dacă n-ar fi avut susținerea noastră în acele zile speciale. Betsy Watson era o fată minunată pe care o luam în fiecare săptămână din Billericay. Clubul creștea și aveam deja nevoie de un microbuz și încă vreo 2 mașini pentru a-i lua pe copii. Într-o seară, tocmai mă începusem jocul, că mi-am dat seama îngrozit că am uitat-o pe Betsy. I-am lăsat pe ceilalți să se joace și am pornit în viteză, folosind toate cunoștințele mele din șofatul de protecție, reușind să fac drumul de 20 de minute într-un timp record. Betsy încă aștepta, tremura de frig, dar m-a iertat, așa era ea. Am discutat în mașină, apoi am întrebat-o direct. Deci, Betsy, ai ajuns să crezi în Isus? Dintr-o dată s-a lăsat o liniște adâncă. Nu fusese întrebată niciodată așa de direct. S-a uitat drept înainte, iar eu m-am uitat înainte pe șosea. Liniștea a continuat până când am tras mașina în parcarea bisericii. Eu mi-am desfăcut centura de siguranță și am deschis portiera, când Betsy a spus pe neașteptate. Da, da? Am întrebat-o eu. Da, cred în Isus, a spus ea uitându-se în ochii mei. Zâmbetul ei a înflorit tot mai mult și ochii au strălucit. A repetat din nou, da, Tony, acum cred în Isus. Betsy ne-a spus mărturia ei de multe ori în anii care au urmat. Întotdeauna spune că și-a predat viața lui Hristos în seara aceea în mașină. Astăzi Betsy este o evanghelistă născută care își împărtășește credința cu generozitate și a continuat să fie o inspirație pentru mine. Au fost mulți alții care și-au pus încrederea în Isus și care doreau să învețe mai mult. După întâlnirile de vineri seara, am organizat un grup de studiu biblic joi seara, în casa noastră. Nu aveam mult spațiu, însă găzduiam în mod frecvent de la 10 până la 15 tineri în camera noastră de zi. Au fost zile minunate. Între timp,
Progresam foarte mult la serviciu, primeam multe promovări și creșteri salariale, priveam înainte alergând după următorul obiectiv. Inima mea era încă foarte aproape de oamenii din lume care nu-L cunoșteau pe Iisus, dar uitându-mă acum înapoi îmi dau seama că atenția mea era împărțită. Sara și cu mine ne amăgeam cu faptul că Dumnezeu ne dădea toate aceste lucruri bune pentru a putea să-I dăm mult mai mult înapoi. De fapt, nu așa stăteau lucrurile. Slujba mea devenea din ce în ce mai solicitantă și de multe ori mă ținea departe de Sara, de biserică și de lucrarea la care știam că Dumnezeu mă chema. Fără să-mi dau seama, am devenit ceea ce acum numesc un creștin confortabil, în ghilimele. Cu doar puțini ani în urmă eram foarte sever cu felul de om în care devenisem. Când am ajuns prima dată în Anglia, abia m-aștepta să mă implic în biserică. În închisoare citisem despre biserica primară din Noul Testament și mi-am imaginat cum ar putea să fie. Urma să fie darul lui Dumnezeu pentru mine. Desigur, după supraviețuirea spirituală din Cipru, era un mare premiu să pot fi alături de alți creștini. Totuși, odată cu trecerea timpului, am fost tot mai deziluzionat de bisericile pe care le-am vizitat. Da, oamenii puteau să fie iubitori, binevoitori, entuziaști și să se susțină unii pe alții, însă în ansamblu erau foarte preocupați de propriile lor vieți. Se rugau pentru cei săraci și nevoiași, dar puțini păreau să fie dispuși să-și împărtășească credința cu cei din afara zidurilor bisericii. Am citit în Biblie la Marcu 16:15, unde Iisus le spune ucenicilor Lui: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Este o poruncă a lui Iisus adresată la fel de mult creștinilor de astăzi ca și celor din timpurile biblice. Totuși, nu am văzut prea mulți oameni urmând-o. Fusese mântuit și transformat de către Dumnezeul Atotputernic. Era de neconceput să nu fac tot ce-mi stătea în putință pentru a-i convinge și pe alții de adevărul lui Iisus Hristos. Mi-am imaginat că acest lucru se aseamănă cu descoperirea unui remediu pentru cancer. Am ține noi un astfel de remediu departe de restul lumii? Nu. Însă eu găsisem mult mai mult decât atât. A spune lumii despre Iisus mi se părea a fi o chestiune urgentă și nu-mi puteam da seama de ce atât de puțini păreau să fie de aceeași părere. După 6 sau 7 ani și eu eram prins în capcanele unei vieți bune. Am intrat într-o sălbăticie spirituală, fără ca măcar să-mi dau seama. Mă așteptau multe încercări în viitor. Până în vara anului 1999, Mike și Helen s-au mutat în cealaltă parte a autostrăzii M25 din Berkshire, unde lui Mike i s-a oferit o slujbă bună. Grupul de tineri era încă puternic, însă Sara și cu mine eram frustrați de viața noastră de biserică. Eram singurii de vârsta noastră de Moorcroft Hall și tângeam după comuniune mai semnificativă. Eram siguri că Dumnezeu ne înțelegea nemulțumirea. Desigur, l-am lăudat pentru răspunsul la rugăciune atunci când mi s-a oferit o slujbă în Feltham. Primeam mai mulți bani și ne-am putut permite o casă frumoasă într-o zonă mai bună. Cât de nesăbuiți am fost! Privind acum înapoi, îmi dau seama că grija lui Dumnezeu pentru noi nu a constat într-un salariu mare și într-o casă frumoasă. Aceste lucruri nu erau decât niște capcane pentru o viață confortabilă. Grija lui Dumnezeu consta în oamenii pe care îi slujeam deja în Essex. Copiii aveau nevoie de noi, iar noi i-am părăsit. Da, i-am integrat în biserici locale și ne-am asigurat că se va ocupa cineva de ei, dar în ultimă instanță noi ne-am urmat calea noastră, nu pe a lui Dumnezeu. Ce bine ar fi fost dacă ne-am fi dat seama de acest lucru atunci. La câteva săptămâni după ce ne-am mutat în cealaltă casă, mi-am pierdut slujba. Care era planul lui Dumnezeu în această situație, m-am întrebat eu. Totuși îmi construisem un CV bun și știam că nu va dura mult până când ne vom pune din nou pe picioare. După câteva luni mi-am găsit o slujbă mai bună ca director de marketing pentru o companie de securitate din centrul Londrei. La puțin timp după aceea am aflat că Sara era însărcinată cu primul nostru copil. Viața părea bună, eram convinși că suntem în locul potrivit. Am devenit lider de tineret în biserica evanghelică locală și m-am pornit să formez un grup de tineri cu adolescenții din zonă. Acest lucru nu s-a realizat fără luptă, m-am confruntat cu lupte frustrante cu unii membri din biserică.
Cred că sunt doar îngrijorați că mai mulți oameni vor uza covorul, glumeam eu sarcastic cu Sara. M-am hotărât să nu renunț, voiam să-i îndemn la acțiune, rușinându-i, arătându-le ce se poate face și ce trebuie făcut. În câteva luni aveam un club de tineri înfloritor. Desigur, prin intermediul clubului, mulți tineri care părăsiseră biserica s-au întors și și-au adus și prietenii. Ceilalți membri au început să observe acest lucru, însă era prea puțină pasiune pentru evangelizare. Fără să fiu descurajat, am continuat ca un taur într-un magazin de porțelanuri. Evangelizarea era porunca lui Isus și eu aveam să o fac cu ei sau fără ei. Aveam multe de învățat. Dumnezeu era gata să oprească totul. Într-o luni seara, la începutul lunii martie, în anul 2000, unul dintre băieții din grupul de tineri a venit acasă la noi. Am discutat și m-am rugat cu el pentru unele dificultăți pe care le avea la școală și mai târziu l-am condus acasă cu mașina. La întoarcere m-am decis să mă opresc la un restaurant chinezesc și să comand ceva mâncare pentru acasă. Fusese o zi lungă și eram obosit. Mici strop de ploaie au început să cadă pe parbriz. Era întuneric și conduceam cu atenție. În ultimele luni avusesem vreo 2 accidente minore de mașină. Mă supra-solicitasem conducând la serviciu, apoi conducându-i acasă seara pe copii. Oboseala începea să mă afecteze. Conduceam singur pe un drum de țară neluminat. În acel moment al anului erau multe căprioare. Ai grijă la viteză, mi-am amintit eu. Ultimul lucru pe care mi-l doream era să-mi sară un cerb în fața mașinii. Într-un fel sau altul trebuie să nu fi văzut indicatorul de stop. Înainte să-mi fi dat seama ce se întâmpla, am fost în intersecție. Indicatorul roșu s-a evit în fața mea, iar eu am frânat puternic. Roțile s-au blocat, mașina a continuat să meargă înainte. Era mulțumit totuși că strada era goală. Nu era nicio lumină și nicio urmă de alte vehicule. Mașina a alunecat spre cealaltă parte a drumului. Ce-a fost asta? După ce m-am oprit, am simțit o mică lovitură în partea dreaptă din fața mașinii. Era doar o izbitură ușoară, însă destul pentru a mă panica. Trebuie să fi fost un animal. Am ieșit să mă uit ce s-a întâmplat. Farul era spart, dar nu mai era nicio urmă de altceva. M-am uitat la drumul din spatele meu. Poate că a fost o căprioară mică sau o vulpe care a sărit înapoi printre arbuști. M-am urcat din nou în mașină și am dat înapoi câțiva metri, întorcându-mă în intersecție. Tot nu vedeam nimic, însă aveam un sentiment ciudat de panică. Am stat un moment ținându-mă strâns cu mâinile de volan. Încă 2 mașini au oprit la mică distanță de intersecție. Nimeni nu s-a dat jos. Poate că au fost oprite de același animal, m-am gândit eu. Nu știam ce să fac. Mâncarea se răcea. Eram supărat pe mine însumi pentru încă o greșeală de conducere. Nu aveam niciun chef să dau explicații altora. În special, nu voiam să am de-a face cu un animal rănit. Am accelerat și am plecat, întorcându-mă acasă pe un alt drum. Nu m-am mai gândit la acel incident. În sâmbăta următoare, unii dintre copiii mai mari din grupul nostru de tineret au venit în casa noastră pentru un prânz și un studiu biblic. Au intrat în șir indian în camera de zi. Hei, Tony, ce s-a întâmplat cu mașina?" m-a întrebat Tom, lovindu-mă ușor cu pumnul și așezându-se într-un scaun. Tom era pasionat de comunicațiile radio și de observarea activității poliției. Asculta mereu frecvența poliției și căuta rapoarte prin ziare despre activitatea detectivilor. Știi că poliția caută o mașină ca a ta?" a râs el. Da?" am întrebat eu brusc interesat. A fost o fugă de la locul accidentului luni seara și o femeie a fost omorâtă. În timp ce vorbea, sângele mi-a înghețat în vine. Și unde s-a întâmplat asta?" am întrebat eu încercând să par indiferent. Pe strada Bracknell, o femeie a fost lovită și aruncată de pe motoretă, șoferul nici nu s-a oprit. Îmi venea rău de la stomac, ce puteam spune? Atunci ar fi mai bine să mă denunți, am grumit eu în timp ce în mine se făcea noapte. M-am chinuit să-i scot cât mai repede pe copii din casă. Ce s-a întâmplat cu tine?" m-a întrebat Sara, iritată, după ce ne-am luat la revedere de la ultimul copil. Nu te-am văzut niciodată să termini un studiu așa de repede." M-am așezat pe fotoliu cu capul în mâini. Sara s-a îngrijorat dintr-o dată. Hei, ce s-a întâmplat? Ești bolnav?" m-a întrebat ea. Trebuie să-ți spun ceva," i-am spus eu, tremurând, cu lacrimi de panică în ochi.
I-am spus despre accident, cum am crezut că am lovit un animal și ce a spus Tom despre o femeie care a fost omorâtă. Dar de unde știi că este vorba despre același accident? A întrebat Sara, încercând să rămână calmă. Acesta trebuie să fie. S-a întâmplat în același moment, în același loc. Cine altcineva ar putea fi? De ce nu mi-ai spus despre asta? Pentru că nu m-am gândit că s-a întâmplat ceva serios. Dar nu ai simțit că ai lovit pe cineva cu mașina? Nu a fost mai nimic, doar o izbitură ușoară. Credeam că este un animal. Uită-te și tu, mașina este foarte puțin lovită. Atunci ce vei face? M-a întrebat Sara cu o voce tot mai sugrumată. Și ea intra acum în panică. Am început să mă plimb prin cameră încercând să mă gândesc. Nu putem face nimic până când nu știm ceva sigur, nu? Am spus eu. Sara se uita printr-un vraf de ziare necitite. Dintr-o dată și-a pus mâna la gură. Nu, am strigat eu luând ziarul. Era acolo, negru pe alb. O femeie a trecut pe motocicletă prin acea intersecție în jurul orei 9:30 luni seara. A fost aruncată în tufișuri unde mai târziu a murit. Era mamă și lidera unei trupe locale de cercetași. În așa seară se întorcea acasă de la o întâlnire. Ziarul spunea că șoferul a plecat de la locul accidentului și că detectivii încă încearcă să identifice vehiculul. Am început să tremur îngrozitor. Sara plângea cu mâinile pe abdomen, parcă pentru a proteja copilul nenăscut. Dacă am omorât femeia asta, atunci voi face închisoare, am spus eu. Dar a fost un accident stupid, stupid, a spus Sara. O femeie a murit, am sărit eu. Accident sau nu, tot voi merge la închisoare. Dar ce se va întâmpla cu copilul? Zicea Sara printre suspine. Ce vom face? Am vorbit toată noaptea gândindu-ne că nu poate fi voia lui Dumnezeu ca eu să mă întorc în închisoare, mai ales acum. Desigur, El ne va proteja în această situație, nu? Ne-am rugat împreună. Doamne Iisuse, protejează-ne, salvează-ne! L-am implorat pe Dumnezeu, dar erau niște rugăciuni patetice. Noi ceream să facă voia noastră, nu a Lui. Greșeam și cerul rămânea tăcut. Am luat decizia să nu facem nimic. Câteva zile mai târziu am dus mașina la reparat. Am mințit mecanicii, spunându-le că am găsit mașina lovită într-o parcare. Am primit de la service o altă mașină până când urmau să fie făcute reparațiile și am dus-o pe Sara la școala unde preda. În timp ce am pornit de acolo, teroarea a început să pună stăpânire pe mine. În oglinda retrovizoare am văzut cum un polițist s-a dat jos de pe bicicletă și vorbea cu Sara. Am oprit mașina și m-am întors. Eu eram probabil mai panicat decât Sara. Ea îl cunoștea pe polițist. Băiețelul lui era în clasa ei. Ce s-a întâmplat cu mașina dumneavoastră? A întrebat-o el când m-am apropiat de ei. Sara s-a uitat la mine, neliniștită. Este la servis, la reparație, am spus eu. Bine, a zâmbit el, doar că noi căutăm o mașină care arată exact ca a dumneavoastră. Sunt cam 500 de mașini asemănătoare înregistrate în această zonă. Una dintre ele a fost implicată într-o fugă de la locul accidentului săptămâna trecută. Îmi doream ca Sara să-și păstreze cumpătul în timp ce mă simțeam din ce în ce mai rău pe dinăuntru. Din fericire, polițistul a plecat imediat după aceea. Imediat am mers acasă și am căutat paginile galbene. Știam că am mari necazuri, aveam nevoie de un avocat. Dimineața, foarte devreme, am auzit o bătaie puternică în ușă. Am sărit din pat și am fugit jos. 6 polițiști cu câini au dat buzna în momentul în care am deschis ușa. Sara a apărut în capul scărilor, palidă și speriată. Ne-au arestat pe amândoi și au început să percheziționeze casa, căutând prin coșurile de gunoi și ridicându-ne computerul. Sara a rămas tăcută. Perdelele vecinilor au tresărit când polițiștii ne-au băgat în 2 mașini diferite. Mă simțeam îngrozitor. Cum de am putut fi implicat în așa ceva? Cum va rezista Sara? Odată ajunși la secția de poliție, am fost ținut separat și am fost conduși la 2 săli de interogatoriu diferite. Nu am fi putut spune mai repede adevărul, fără minciuni. Eram disperați să le spunem toate detaliile acestui accident îngrozitor. Nu-mi păsa de interogatoriu, voiam să mor. Nu mă puteam gândi decât la femeia pe care o omorâsem. Ca evanghelist, eram preocupat de conducerea oamenilor la Isus pentru a primi o nouă viață. Acum cauzase moartea unei femei nevinovate.
Ca și mine, ea se întorcea acasă de la lucru cu tinerii. Avea doi copii acasă. Ce se întâmpla dacă nu era creștină? I-am luat șansa de a avea viața veșnică. L-am implorat pe Dumnezeu să-i dea locul meu din rai și să mă trimită pe mine în adâncul iadului. Mi-aș fi dat viața atunci și acolo dacă aș fi putut să o aduc înapoi. Îmi doream ca Dumnezeu să mă ucidă. Polițiștii au fost foarte înțelegători și au dat seama de adevărul situației. Dovezile legale demonstrau că eu conduceam sub limita de viteză legală, însă drumul era ud și femeia nu avea lumini pe motoretă. Asta nu mă prea liniștea. Luasem totuși o viață și ruinasem o familie. Toate astea nu au nimic de a face cu Sara, am pledat eu. Vă rog, lăsați-o să plece. Știam că Sara nu va rezista în această situație. Ea fusese arestată pentru că mașina era înregistrată pe numele ei. Poliția știa cu siguranță că acest lucru avea să mă determine să le mărturisesc totul. Uite ce e, a fost un accident și nimic mai mult, a spus sergentul, încercând să mă liniștească. Toate dovezile demonstrează acest lucru, procurorii vor fi înțelegători. Am dat din cap cu disperare, nu îmi păsa de asta, meritam să fiu pedepsit. Dacă această femeie n-ar fi murit, cazul ar fi fost clasat, a continuat sergentul. Cel mult vei primi o interdicție de a mai conduce. Săptămânile și lunile care au urmat au fost ca de iad. Ne era greu să vorbim cu alți oameni despre ce se întâmplase. Nu mai suportam să mai trecem prin aceeași poveste. Chiar și prietenii noștri, cei mai apropiați, știau doar puține din ce se întâmpla. Cea mai mare lovitură a venit din partea bisericii. Am fost sinceri cu ei, însă într-un moment când aveam cea mai mare nevoie de dragoste și susținerea lor, ne-au întors spatele. Au pus un responsabil, în ghilimele, cu tinerii, să ne preia lucrarea pe care o făceam cu tinerii. M-am simțit ca și cum mi s-ar fi dat o palmă peste gură. M-am chinuit să le înțeleg decizia, însă a fost o luptă dură și dureroasă. Fiecare zi părea mai stresantă decât precedenta. În mijlocul acestor situații, în 11 iunie 2001, Sara a născut un băiețel pe care l-am numit Ethan. Ar fi trebuit să fie cel mai fericit eveniment din viața mea, însă totul era învăluit în neliniște. Ce se întâmpla dacă nimeream iar în închisoare? Cum se va descurca Sara singură cu copilul? Cum voi putea să-i întrețin? Am mai rezistat vreo 6 luni înainte să ne decidem să plecăm din acea zonă. Am găsit o casă în Didcot, dar nici acolo n-am stat prea mult. Cu un copil nou născut, Sara voia să fie mai aproape de părinții ei. Ne-am mutat înapoi în Essex și mi-am asumat rolul de pastor de tineret într-o organizație care se ocupa de oamenii fără locuință din Sotland. Directorul Ron Wright și-a arătat încrederea în mine. Îmi cunoștea situația, însă mi-a recunoscut imediat inima pentru evangelizare și pasiunea de a-i ajuta pe tineri. Ron probabil s-a gândit că fiind eu însumi într-o stare dificilă, puteam să mă raportez mult mai bine la copiii fără locuință de care se ocupa el. Între timp, eu și Sara ne-am pus pe genunchi în fața lui Dumnezeu. Era începutul unui proces lung și dureros de învățare, din care am crescut enorm de mult în relația cu el și unul cu altul. Sara are propria ei perspectivă asupra acestei perioade. Pentru mine, ea a reprezentat o lecție continuă de umilință, smerenie și har. Mi-am dat seama că an la rând am mers cu toată viteza înainte, condus de pasiunea mea de a răspândi Evanghelia, însă lucrând după propriul meu program. Nu-i dădusem lui Dumnezeu spațiul de a mă folosi așa cum voia el. Eram arogant în lucrarea mea evanghelistică și judecam pe alții, despre care credeam că au eșuat față de Dumnezeu. Doar acum am început să-mi dau seama de eroarea în care trăiam. Pentru prima dată în relația noastră, eu și Sara am început să ne rugăm mult împreună. Rugăciunile noastre s-au schimbat. Nu mai făceam cereri egoiste ca Dumnezeu să ducă la îndeplinire voia noastră. Ne-am pus în întregime în mâinile Lui și i-am cerut să ne dea harul de a-i accepta planul și scopul. În ciuda tuturor anilor de credință ai Sarei și a experiențelor dramatice pe care le-am avut eu cu Dumnezeu, amândoi simțeam că suntem pe treapta de jos a scării relației noastre cu El. Fiecare lună însemna o nouă audiere legală sau o noutate în cazul nostru.
Eram deseori în legătură cu avocații noștri. În special, Sara găsea acele întâlniri foarte dificile. Eu nu eram foarte surprins, însă ea era șocată de cât de întortocheat și de ciudat era sistemul legal. Oamenii implicați mințeau în mod evident, iar avocații noștri ne încurajau să spunem lucruri care nu erau chiar adevărate pentru a ne ajuta cauza. De la apărare până la acuzare, cu toții eram prinși în negocieri și discuții. De ce nu putem spune adevărul, pur și simplu, l-a întrebat Sara pe avocat. El a zâmbit ușor în fața naivității ei. Orice am face, comitem un păcat, a spus ea disperată uitându-se la mine. Nu știam ce să fac, uram sistemul la fel de mult ca și ea. Spune-mi din nou, i-am cerut eu avocatului, de ce anume sunt acuzat? Ești acuzat de ucidere prin conducere neatentă și împiedicarea procesului de justiție, mi-a spus el. Asta din cauza că l-ai mințit pe polițist. Probabil vor adăuga și acuzația de a nu opri și de a anunța accidentul, deși această acuzație e destul de slabă. Mi-am ridicat brațele frustrat. Este o acuzație bună, Tony, cea mai bună la care putem spera, mi-a spus el. Nu-ți va aduce o sentință cu privare de libertate, măcar nu ești acuzat de ucidere prin conducere periculoasă. Ce se va întâmpla cu Sara, am întrebat eu. Cei doi bărbați s-au consultat împreună, apoi avocatul Sarei a spus: dacă recunoști că l-ai mințit pe polițist, atunci o scapi pe ea. Sunt sigur că nu va fi acuzată de nimic. Dar oricum ăsta e adevărul, am spus eu disperat. Eu sunt cel care a mințit. Sara nu a spus niciun cuvânt, am implorat eu. Avocații și-au consultat notițele. Se pare că polițistul are dovezi care arată contrariul, mi-a spus unul dintre ei. Afirmă că Sara este cea care l-a mințit cu privire la locația mașinii din acea dimineață. Sara și-a mușcat buza de jos. Avocatul a liniștit-o cu o bătaie ușoară pe mână. Nu te îngrijora, nu cred că va ține în proces. Ai un cazier impecabil, așa că nu ar trebui să fie probleme. Am stat în liniște câteva momente. Tony, mai este ceva, a spus încet celălalt avocat. S-ar putea să nu se ia în considerare, dar trebuie să fii pregătit. Știam ce urma. Încă mai trăiam cu șocul și rușinea unui incident care se întâmplase cu câteva săptămâni mai devreme. Am fost rugat de unul dintre clienții cei mai importanți ai companiei pentru care lucram să organizez o întâlnire la o masă la un restaurant grecesc din Londra. Când am telefonat pentru a face rezervarea, am dat peste un om obraznic și arogant. Aș vrea să fac o rezervare pentru 6 persoane mâine seara, am spus eu. Aveți locuri libere? Bineînțeles că avem locuri libere, a venit răspunsul. Suntem un restaurant, ce crezi? Am fost luat prin surprindere de atitudinea lui, dar am continuat. Voi veni cu un client foarte important, i-am spus eu. Îmi puteți rezerva o masă bună? Toate mesele sunt bune, s-a răstit el. Malagas, am mormăit el. Ce ai spus? Am spus că toate mesele sunt bune aici. Am auzit exact ce ai spus, vorbesc limba greacă. Malagas, știu cum mi-ai spus. Ah, idiotule, mă deranjez cu întrebările astea prostești, nu vreau să vii aici, a spus el nervos. Perplexitatea s-a transformat în mânie, furia a început să clocotească în mine. Am lăsat să-mi scape un șir întreg de înjurături în limba greacă. Stresul sub care eram făcuse să-mi cedeze o supapă. În ciuda tuturor anilor de libertate, parcă eram din nou vechiul Tony. L-am înjurat în toate felurile posibile sub soare. Toată tensiunea acumulată de-a lungul lunilor trecute de la accident a început să se răsfrângă în mânia mea. Până la urmă am închis telefonul. Imediat a sunat înapoi. Am ridicat receptorul. El era. Un alt șir de înjurături. A închis telefonul. Imediat l-am sunat din nou în timp ce mânia clocotea în mine. De această dată el a închis. Imediat. Următorul telefon a venit de la poliție. Mă denunțase. Avocatul mi-a înmânat un document. Ești acuzat de hărțuire în cazul ăsta, Tony. Mi-a venit rău și mi-era rușine. Abia dacă îndrăsneam să o privesc pe Sara. Știu că vei crede că e stupid, însă o astfel de acuzație are o mai mare greutate decât orice altceva legat de accident. M-am sculat de pe scaun împingându-l înapoi. Totul era foarte, foarte greșit.
Din nou nu mă puteam gândi decât la săraca femeie pe care o omorâsem și la familia pe care o destrămasem. Am fost chemați la tribunal la începutul lunii iunie 2001. Înainte de a intra în sala de tribunal, eu și Sara am participat la o scurtă întrevedere cu avocații noștri. Erau amândoi încrezători, însă mie mi-era rău și eram iritat. Nu te îngrijora, mi-a spus avocatul, stăm bine. Procurorii promit că nu va fi mai mult decât o interdicție de a conduce și ceva serviciu în slujba comunității, dacă nu o sentință cu suspendare. Am stat în banca acuzaților și am ascultat pledoariile. După o oră, judecătorul a început să se apropie de final, însă erau multe discuții între el și avocați. Eram îngrijorat. Ce se petrecea? Până la urmă a anunțat că mai este nevoie de timp pentru a se analiza complexitatea cazului meu, iar sentința mea va fi amânată. M-am uitat la Sara. Ea arăta la fel de confuză ca și mine. A zâmbit ușor și mi-a strâns mâna. Era palidă și obosită. Ce-i făcusem? Sara Anthony, ridică-te, te rog, a spus judecătorul. Sara s-a ridicat și am observat că fusta ei se mișca în timp ce îi tremurau picioarele. Mi-am ținut respirația. Judecătorul a început să vorbească, spunându-i că a greșit că nu a anunțat incidentul imediat după ce a aflat. Ea a dat din cap, stând dreaptă și puternică, însă am putut observa paloarea încheieturii degetelor când s-a prins de masă. Aveam un sentiment îngrozitor de prăbușire. Ești condamnată la 120 de ore în slujba comunității, a terminat judecătorul. Te rog să stai jos. Sara s-a așezat pe scaun cu ochii în lacrimi. A reușit să-și mențină autocontrolul în timp ce eu mă luptam cu mânia și confuzia din interior. M-am uitat acuzator la avocatul ei. El a dat din cap nevenindu-i să creadă. Am fost rechemat la tribunal în 29 iunie. De vreme ce Sara își primise deja sentința, ea a fost obligată să stea în spatele unui geam în galeria publică. Am stat singur în banca acuzaților. M-am uitat spre geam. Faptul că era acolo mă încuraja. Dintr-o dată am văzut o figură care se uita la mine pe lângă o despărțitură. Îl mai văzusem înainte, fusese prezent la fiecare audiere. Era un tânăr de vreo 18 ani cu părul scurt și negru și ochii adânciți în orbite. M-a privit dușmănos. M-am uitat în altă parte și am înghițit în sec. Era fiul ei? Acesta era băiatul pe care lipsisem de mamă? A dispărut în spatele geamului, apoi am văzut fața unei fete. Nu puteam suporta să mă uit. Mă simțeam tot mai rău. Dacă avocatul avea dreptate, urmam să ies de acolo un om liber, dar fără să am niciodată pace. Fața băiatului mă va bântui mereu. Pledoariile au început și avocații păreau să spună cam aceleași lucruri. Totul fusese spus înainte. Avocatul meu mă enerva cumplit, își făcea doar meseria, însă uram felul în care mă făcea să par o victimă nevinovată care este acuzată pe nedrept. M-am gândit la familia din spatele geamului. Nimeni nu va putea vreodată înțelege greutatea vinovăției mele și chinul meu interior. Apoi, procurorul și-a pledat cazul. De această dată a făcut referire la dosarul meu de la Interpol și de faptul că mai fusesem în închisoare. Imediat, avocatul meu a obiectat. Onorată instanță, asta nu are nimic de a face cu acest caz, a spus el. I s-a spus să stea jos. Procesul a continuat. După un timp, abia dacă mai ascultam. Totul mi se părea irelevant. Eram vinovat înaintea lui Dumnezeu și voiam să mor. Când s-a dat sentința, am auzit o rumoare în audiență. 15 luni de închisoare. Capitolul 15. Dubița fără geamuri a poliției a trecut cu viteză prin ținutul Oxfordshire. Mâinile mi erau încătușate și stăteam ghemuit într-o cușcă cu brațele în jurul genunchilor. Rușinea și remușcarea treceau peste mine în torente. Ce devenisem? Ce s-ar gândi Michael Wright, dar că m-ar vedea acum? Cuvintele unui cântec mi-au venit în minte, era imnul, e adevărat? Mintea mea s-a oprit la un vers. Duhul meu în închisoare, în păcat și în noaptea lumii încătușat. M-am gândit la momentele când am cântat acest imn cu o inimă plină de recunoștință. Se potrivea atât de bine cu povestea mea. E adevărat că pot câștiga un bine în sângele Mântuitorului? Pentru mine a murit, i-am pricinuit durerea. Pentru mine, care la moarte l-am trimis? Iubire minunată, cum se poate ca tu,
Dumnezeul meu, să mori pentru mine. Adevărul imnului m-a tăiat până la, în adâncul ființei mele. Lacrimile au început să-mi curgă pe obraj. M-am gândit apoi la viața mea. Eram un om rău pe care l-a mântuit Dumnezeu. Cât de puțin îl meritam. Acum era ca și cum aș fi nimicit esența mărturiei mele, cea pe care o spusesem de atâtea ori pentru a-i convinge pe alții de adevărul despre Iisus Hristos. Cum mă puteam aștepta ca Dumnezeu să mă mai folosească? Am jurat, chiar în acel moment, să devin un creștin tăcut. N-aș fi putut renunța nici când la Dumnezeu. Era prea real pentru mine, însă nu eram vrednic să am numele lui Iisus pe buze. Mi-am ridicat privirile. Ochii mei s-au întâlnit cu ochii celuilalt prizonier. Eram doar noi doi în dubiță. Era tânăr, purta un cercel mare în sprânceană și era ras în cap. Mi-a zâmbit. Era un zâmbet care îmi spunea: "Nu te îngrijora, colega, o să reziști tu." Habar nu avea. Închisoarea nu mă deranja. Mă puteam eu descurca în închisoare. După Nicosia, la HMP Balington avea să fie ușor. Închisoarea mea era în interiorul minții mele. Gratiile mă înfășurau inima, sufocându-mă în rușine. Era cel mai groaznic moment din viața mea. HMP Balington, căminul meu pentru următoarele 8 luni cel puțin. Am trecut liniștit prin procesul de înregistrare. Percheziția, fotografiile, amprentele, toate mi erau mult prea familiare. Cel puțin închisoarea Balington era luminoasă și aerisită. Nu semăna deloc cu temnița din Nicosia. Am fost pus într-o celulă cu alți doi bărbați. În timp ce ofițerii m-au băgat în celulă, ceilalți condamnați au început să-i bată la cap, plângându-se și înjurând. "Locul ăsta e o hazna, omule," a spus unul în scârbă. "Când ne primim televizorul? Ne-a fost promis acum 2 săptămâni. Cei doi mă îngrețoșau. Unde se credeau, într-o tabără de vacanță? Asta nu era închisoare. În comparație cu Nicosia, asta era ca o grădiniță. Plimbându-mă prin blocul de celule, am trecut pe lângă oameni care jucau biliard și tenis de masă. Erau computere, televizoare și o mulțime de alte facilități. M-am urcat în patul meu. Era departe de a fi confortabil, dar măcar avea o saltea și pături și era aproape curat. Abia dacă îndrăzneam să mă gândesc la Sara și la Ethan. Cred că Sara mă ura deja, mă uram pe mine însumi pentru ce i-am făcut, ce fel de soț eram, ce fel de tată aș putea vreodată să fiu. Probabil am afectat definitiv viața fiului nostru. Sara a început să-mi scrie aproape în fiecare zi. Mi-a trimis Biblia și alte câteva cărți. Scrisorile ei erau încurajatoare, însă de multe ori mi-aș fi dorit, de dragul ei, să nu ne fi întâlnit niciodată. Sara își făcea slujba în comunitate lucrând într-un magazin caritabil local. Probabil se chinuia cu copilul, dar nu se plângea. Ea și Ethan se mutaseră cu părinții ei, însă își căuta un apartament. Nu era ușor. Cu mine în închisoare, ea primea ajutor social din partea statului, dar prețurile în zona noastră erau cu mult peste posibilitățile ei. Mi-am amintit de unele familii cu care lucrasem în primele zile în Essex și mă îngrozea gândul că și ea va sfârși într-o locuință socială murdară. În săptămânile care au urmat am rămas retras. Prin comportamentul meu aparent bun, în ghilimele, mi-am câștigat o celulă separată în care eram singur. Mă bucuram de pacea relativă. Închisoarea Balington nu era niciodată liniștită. După un timp începea să te enerveze. Perioadele cele mai urâte erau când aripa celor fără explicație normală a crimelor era eliberată în blocul principal de celule. Aceasta se întâmpla de vreo 2 ori pe săptămână. Toți ceilalți prizonieri erau închiși în celule. Acești, fără explicație normală a crimelor, erau cei mai urâți de către toți bărbații din închisoare. Erau pedofilii și cei care au abuzat de copii. Zgomotul era asurzitor. Condamnații băteau în ușile celulelor, țipau în jurături și zdrobeau orice le ieșea în cale pentru a face cât mai mult zgomot, arătându-și dezgustul și ura. "Ce n-aș da să fiu câteva clipe singur cu unul dintre moștrii ăștia," spunea Lenny, lovindu-se cu pumnul în palmă. "Sunt sigur că în trecut alții au spus același lucru despre mine," am zis eu. "A, nu, tu nu ești ca ei." "Ăștia sunt bolnavi, diabolici," a spus Lenny, lovind agresiv cu pumnul în aer în timp ce se îndepărta de mine. "Cum am spus?"
Eram de acord cu Leni, când mă gândeam la acești oameni și la propriul meu fiu, mi se încrețea pielea. Înțelegeam ura pe care o aveau față de ei, însă erau ei cu mult mai răi decât mine sau decât oricare alt pușcăriaș? Îmi era greu să accept acest fapt, însă știam ce ne învață Biblia despre păcat. Nimeni nu este perfect, cu toții au eșuat față de standardul lui Dumnezeu. Îmi aminteam ce spunea Michael Wright despre păcat când îl asemăna cu cerneala neagră vărsată pe o cămașă albă. Cea mai mică minciună ar putea fi un mic punct negru pe cămașă, însă e destul pentru a o distruge. Când cămașa e pusă în apă, cerneala se întinde și lasă în urmă o pată gri. M-am gândit la viața mea. Pe cămașa mea erau tot felul de pete negre. Uitându-mă fix printre gratii, m-am gândit la timpul petrecut în Cipru și la învățăturile lui Michael. Lumea nu știe cum să se raporteze la păcat, mi-am amintit că spunea el. Arăta cu degetul înspre ceilalți prizonieri din camera de vizitare. Noi încercăm să categorisim și să măsurăm păcatul și îi închidem pe cei care sunt mai răi decât noi. Apoi se apleca spre mine și îmi spunea mai încet. Societatea își ascunde urăciunea în instituții ca să pară că este mai neprihănită, Tony, dar pentru Dumnezeu nu există diferență între păcate. Cred că acesta este felul în care ne privesc autoritățile și lumea din afară pe noi, cei dinăuntru, îi spuneam eu. Suntem la fel de răi și de nebuni ca toți ceilalți. Exact, și așa suntem toți în fața lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, chiar dacă suntem închiși pentru că am făcut ceva rău sau nu, cu toții suntem murdăriți de păcat în ochii lui Dumnezeu, așa că suntem cu toții separați de El. Însă apoi a venit Isus. Văd că ai înțeles, zâmbea Michael. Isus a atacat păcatul frontal. Când a murit pe cruce, a luat asupra Lui întreaga povară a păcatului lumii, păcatele din trecut, din prezent și din viitor. Datorită lui Isus, noi toți putem fi iertați. Nu trebuie să plătim pentru păcatele noastre sau să ispășim sentința pe care o merităm. Isus a făcut deja asta. Zâmbeam când îmi aminteam de Michael, agitat și încântat, când rostea aceste cuvinte cu accentul lui tipic irlandez. De aceea ești un om la fel de liber astăzi, ca și mine, Tony, zâmbea el, știind că înțeleg exact ceea ce voia să spună. Totul mi se părea mult mai logic și mai clar atunci. Știu că pare a fi o nebunie, însă era mult mai ușor să fiu un creștin în închisoarea din Nicosia, decât era să fiu un creștin în afară. Tot ce voiam să fac era să le spun celorlalți despre ce am aflat eu. Unde s-au stricat lucrurile atât de mult? Într-o zi îmi citeam Biblia în celulă când Darren Brown a intrat la mine. El era tipul cu care călătorisem în dubiță spre Ballington în prima zi. Repede mi-am ascuns Biblia supernă. Ce citești? M-a întrebat el. Nimic, nimic, am spus eu defensiv. Nu aveam chef să încep o conversație. Darren s-a pus pe pat sprijinindu-se de zid. Cum adică nimic? A spus el. E ceva carte porcoasă? Ai? Eram iritat. De fapt, îmi citesc Biblia, m-am răstit eu nervos. Biblia? Ce, ești un tip religios? Un creștin sau ceva de genul ăsta? Păi, nu prea sunt cine știe ce creștin. Sunt în închisoare, nu? Hei, cu toții facem greșeli. Da, dar eu ar fi trebuit să știu mai mult de atât. Și ce anume citești în Biblie? E interesant? Darren continua să mă întrebe. Eu eram din ce în ce mai iritat. De ce nu mă lăsa în pace? Ce contează, i-am spus eu. Nu prea vreau să vorbesc despre asta, înțelegi? Bine, bine, nu te impacienta, a spus el, ridicându-și mâinile sus în semn de apărare. Mi-am dat seama dintr-o dată cât de răutăcios am fost. Bine, i-am spus eu reținut. Citeam versetul meu preferat din Ioan 8:32, care spune că Iisus m-a eliberat. Tonul meu era încă agresiv și era clar că Darren se săturase, s-a ridicat. Haide să jucăm ping-pong când te calmezi, bine? A ieșit afară, iar eu mi-am pleznit mâinile de frustrare. Ultimul lucru despre care voiam să vorbesc era faptul că sunt creștin. După 3 zile, Darren m-a vizitat din nou. Acum s-a cocoțat la capătul patului și a zâmbit cu toată fața. N-o să ghicești niciodată ce s-a întâmplat. Ce? Am râs eu. Zâmbetul lui neastâmpărat era contagios.
Am intrat în mare bucluc când am plecat de la tine ieri. De ce? Ce s-a întâmplat? M-am dus la capelă să iau o Biblie. Ai fost așa de secretos cu ceea ce citeai, voiam să citesc și eu, a spus el. Înfrecam ușor palmele de față, întrebându-mă ce va urma. Dar Ren a continuat. I-am cerut capelanului o Biblie, el s-a gândit probabil că o să folosesc paginile pentru a face avioane. N-a vrut să-mi dea, așa că pe când nu se uita, am sustras totuși una. Mi-am ascuns-o sub haină. Nu-mi spune, ai fost prins. Exact, m-au percheziționat, au găsit-o și m-au închis la izolare timp de 24 de ore. Nu-mi vine să cred. Totuși n-au găsit-o pe cealaltă, pe care am ascuns-o în pantaloni, a spus Darren cu ochii strălucind. Eu nu m-am putut abține să nu râd. Ei bine, am avut și eu ceva de făcut cât timp am fost închis, a continuat el. Am vrut să găsesc chestia aia despre care mi-ai spus, dar n-aveam nicio idee unde este. Mi s-a părut că ai spus ceva despre Iacov, Ioan sau Jack, dar n-am deschis o Biblie în viața mea. Este în Evanghelia după Ioan, am spus eu încet. Știu asta acum, a spus el bucuros. Am lovit în zid către tipul din celula alăturată. Hei, colega, știi ceva despre Biblie? El mi-a răspuns, da, sunt creștin, ce vrei să știi? I-am spus ce mi-ai spus tu despre Iisus care te eliberează și mi-a sugerat să caut în Evanghelia după Ioan, a continuat Darren. Am găsit-o la cuprins și am început să o citesc de la început, că doar nu aveam nimic altceva de făcut, nu? A râs el. La început n-am înțeles nimic, Tony. Toate chestiile alea despre cuvântul care este Dumnezeu și care s-a făcut trup nu avea niciun sens pentru mine. Dar după aceea îți spune tot ce a făcut Iisus. Apa transformată în vin, femeiușca samariteană de la fântână și toate lucrurile pe care le știa despre ea. Începe să fie foarte interesant, nu? Da, am fost eu de acord cu o voce scăzută. Începe să fie foarte interesant. Așa că am citit toată cartea. Am ajuns la versetul despre care mi-ai spus tu, mi-l amintesc. Dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Am citit mai departe și după aceea m-am întors la acest verset. Darren s-a oprit puțin așteptând o reacție de la mine. Cred că înțeleg, colega, chiar înțeleg, a spus el. Am citit despre Iisus și cred în el. Am încercat chiar să vorbesc cu el azi noapte. Asta înseamnă că sunt creștin? Am rămas transfigurat, șocat și uimit. Făcusem tot ce mi-a stat în putere ca să-l descurajez pe Darren. Însă Dumnezeu mi-a arătat că mă va folosi, în ciuda eforturilor mele de a mă împotrivi. Era ca și cum îmi spunea, acum te voi folosi cu adevărat, acum că ești frânt și slab, îmi pot face voia prin tine. Hei, ce faci, plângi? Vocea lui Darren mi-a pătruns gândurile, mi-a șters repede ochii umeziți. Abia dacă știam ce să-i spun, dar el era nerăbdător să-mi vorbească. Am vorbit până la ora stingerii, iar Darren mi-a spus povestea lui. Era orfan, trecuse de la o familie adoptivă la alta și a avut probleme cu poliția toată viața lui. Închisoarea nu era mare lucru pentru el, nu era închis pentru prima oară. De această dată era închis pentru că după ce și-a găsit prietena discutând cu un alt bărbat, l-a desfigurat pe acesta cu un ciop de sticlă. Am pierdut-o după aceea, mi-a spus el, cred că e cu el acum. Atunci haide să ne rugăm pentru asta, am spus eu. Darren era emoționat, era greu să se roage cu mine. Nu știu cum să mă rog, a spus el. Mi-am plecat capul și am discutat cu Dumnezeu la fel cum Darren vorbise cu mine. După aceea, eu și Darren am petrecut împreună majoritatea timpului. Îmi cerea de multe ori să mă rog cu el și am început să pregătesc studii biblice, la fel cum făcusem cu prietenii mei din Nicosia. Viața nu era ușoară pentru Darren, era dependent de droguri. Drogurile intrau ușor în închisoare. Fiecare era testat cu regularitate și foarte mulți oameni își pierdeau grațierea sau erau pedepsiți dacă testul ieșea pozitiv. Era pur și simplu un mod de viață. Darren se chinuia cu adevărat. Cannabisul îi distrusese mintea. Începuse să fumeze încă din adolescență și acum suferea de depresie și paranoia. Am încercat să-l consiliez, să-l țin departe de traficanți și să mă rog cu el pentru această problemă. Câteodată rămânea curat mai multe săptămâni, ceea ce era o mare realizare. Eram disperat să-l ajut pe Darren.
El era cel care mă condusese înapoi la o relație corectă cu Dumnezeu. Prin acea primă experiență mea cu El, am învățat că nu aveam dreptul să țin Evanghelia numai pentru mine. Trebuia să-L las pe Dumnezeu să mă folosească. Mai mult decât atât, am învățat că totul trebuie făcut la vremea stabilită de Dumnezeu. Trebuia să renunț la evangelizarea agresivă de tip Tony. Trebuia să renunț la aroganță, să nu mă mai arunc înainte bazându-mă pe propria mea putere. Trebuia să fiu la pământ, pe mâini și pe genunchi, zdrobit înaintea lui Dumnezeu. Viața mea de rugăciune avea să se schimbe radical. Mi-am dat seama că înainte nu prea am avut timp pentru rugăciune. Întotdeauna fusesem prea ocupat de dragul de a fi ocupat. Rugăciunile mele fuseseră cu puțin mai mult decât niște liste de cereri pe care voiam ca Dumnezeu să mi le împlinească. Ce ironie! În tot acel timp Dumnezeu voia ca eu să o las mai moale și să stau în prezența Lui. Acum știam că aveam nevoie mai mult decât orice să petrec timp ascultându-I vocea. Am scos lama din aparatul meu de ras și am tăiat o foaie de hârtie în formă de cruce. Pe ea am desenat un peisaj de munte cu păraie, iarbă și copaci. Am lipit-o pe fereastra mea în mijloc, cu pastă de dinți. Celula mea era la parter și dădea spre curtea în care condamnații ieșeau la exerciții. Îmi mențineam celula impecabil de curată. Era un mod liniștit și simplu de a fi o mărturie. M-am asigurat că împărțeam ce aveam cu ceilalți și eram deschis și prietenos cu toți. Încet, încet, oamenii au început să mă caute, voind să discute cu mine. Îmi era ușor să le spun povestea mea lor, ofițerilor și gardienilor, pe care am ajuns să-i cunosc. Mulți erau surprinși să afle cum am ajuns în Ballington. Nu înțelegeau cum un accident ca al meu a rezultat într-o sentință cu închisoarea. Mi se spunea de multe ori omul nevinovat. Am avut nenumărate ocazii să le vorbesc oamenilor despre capacitatea mea de a face greșeli, chiar dacă eram creștin. Cred că a trebuit să fiu aici, le spuneam eu. Dumnezeu a îngăduit să am această experiență ca să mă învețe unele lucruri. Curând am primit porecla pastorul sau câteodată traficantul de speranță, spre deosebire de ceilalți traficanți de droguri din închisoare. În fiecare zi, în timpul exercițiului de 40 de minute din curte, mă trezeam că vestesc Evanghelia. Odată, Nigel Peters, un om care îi spășea o sentință pe viață pentru crimă, m-a prins din urmă. Era chel, ras și curat, în jurul a 40 de ani. Nu fumase niciodată și se menținea în formă plimbându-se. Făceam pași mari împreună, povestindu-ne unul altuia prin ce trecuserăm în viață. Am observat că ești diferit de ceilalți, a spus el. Cu toții se laudă cu crimele lor, pe tine te aud vorbind doar despre Dumnezeu. I-am zâmbit și am continuat să merg. După vreo două zile am dat peste Nigel când ieșea din sala de gimnastic. Era transpirat tot. Ai făcut un antrenament bun? L-am întrebat eu. Să spun drept, m-am săturat de toate astea, mi-a răspuns el. Mi-am dat seama că era depresiv și supărat. Am ispășit peste 14 ani deja, Tony. Am stat departe de necazuri. Acum uită-te la mine, iar am nimerit aici. Nigel fusese transferat de curând înapoi la Ballington de la o închisoare mai lejeră. Câștigase o zi liberă, dar s-a întâmplat ceva. Au fost ceva necazuri cu niște drogați din blocul lui de celule. Mi-am pierdut cumpătul cu ei într-o noapte, mi-a spus el. Am înnebunit. Am ajuns din nou aici, nu mai prin nicio zi liberă, până la sfârșitul sentinței mele, încă 3 ani și jumătate. Ne-am plimbat în liniște un timp. Dintr-o dată, ca din senin, m-a întrebat. Cum poate exista un Dumnezeu, Tony, dacă se întâmplă astfel de lucruri? M-am gândit puțin și i-am spus. Pot să spun o întâmplare? Dă-i drumul. A fost odată un naufragiu cu un singur supraviețuitor. A reușit să ajungă pe o insulă pustie, însă când a ajuns acolo și-a dat seama cât de disperată era situația. S-a rugat cu ardoare lui Dumnezeu, dar nu s-a întâmplat nimic. Cam așa stau lucrurile, m-a întrerupt Nigel. Nu a putut face nimic altceva decât să construiască o colibă pentru a se proteja de intemperii, am continuat eu. Într-o zi s-a întors la colibă după ce plecase să caute de mâncare ca să descopere că aceasta luase foc. Soarele amiezii o aprinsese și el privea cum ultima lui speranță se mistuia în fum.
Era mânios. Cum poate Dumnezeu să permită așa ceva, a strigat el. În acea noapte a stat sub un copac, speriat și înfrigurat. Dimineața a fost trezit de salvatori. Cum m-ați găsit? I-a întrebat el uimit. Ți-am văzut semnalele de fum, i-au răspuns ei. Nigel a pufăit neîncrezător în timp ce mi-am încheiat povestea. Câteodată dragostea lui Dumnezeu poate semăna a ură, i-am spus eu. Nu înțelegem întotdeauna de ce permite să ni se întâmple unele lucruri în viață. Nu puteam înțelege de ce a lăsat să mi se întâmple mie așa ceva, am zis eu. Și tu, să-ți pierzi privilegiile în acest fel. Îmi imaginez că te simți ca și cum ultima speranță ți-ar fi luat foc. Exact, a spus Nigel. Însă ascultă, am continuat eu. Există un verset în Biblie, în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 28. Spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Cuvântul cheie în acel verset este toate. Asta cuprinde absolut orice. Cele bune, cele rele, faptul că ți-ai pierdut condițiile mai lejere. Dacă îți pui încrederea în Iisus Hristos, chiar și într-o situație ca aceasta, nu vei fi învins. Privește la asta ca la un triumf. Prin această situație, chiar acum, Dumnezeu lucrează spre binele tău. Nigel s-a oprit, simțeam că reușeam să ajung la inima lui. El te iubește, Nigel. Îi pasă de tine ca și cum ai fi copilul lui. S-a uitat la mine. Mulțumesc pentru istorisire, mi-a spus el și s-a îndepărtat încet de mine. În ziua următoare, Nigel s-a apropiat iarăși de mine în curte. Tony, istorisirea aceea pe care mi-ai spus-o nu mai iese din cap, a spus el. Nu pot să mi-o scot din minte. Spune mai multe despre Dumnezeul tău. I-am vestit Evanghelia, însă știam că trebuie să merg mai departe de vestea bună a mântuirii. Învățasem că viața de creștin nu-i lipsită de dificultăți. Dumnezeu nu te va salva de suferință, i-am spus eu. În momentele de suferință, El poate lucra cel mai bine în tine. Știu în ce mă privește, cât de puțin mă bizuiam pe El când toate mergeau strună. Învăț această lecție pe propria piele, Nigel, însă în fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus aici și m-a învățat aceste lucruri. Dar nu sunt sigur că am credință, Tony. O, ai credință, prietene, i-am spus eu. Gândește-te la momentul în care te-ai trezit azi dimineață. Ai respirat. Nici măcar nu te-ai gândit dacă ai sau nu oxigen. Nu-l putem vedea, nu-i așa? El a zâmbit și am continuat. Ultima dată când te-ai așezat pe un scaun, te-ai uitat la el cu atenție și l-ai cercetat să vezi dacă nu se va rupe, nu. Acum a început să râdă. La fel este și cu Dumnezeu, am spus eu privindu-l în ochi. El este aici, trebuie doar să crezi asta. Nigel și-a întors privirea uitându-se la cer. A fost odată un băiat, am început eu, care înălța un zmeu, era o zi cu ceață și bunicul lui a venit la el și i-a spus, ce faci? Băiatul i-a răspuns, îmi înalt zmeul. Bunicul a tachinat, nu văd niciun zmeu pe cer. Băiatul s-a uitat în sus și nici el nu-l putea vedea. S-a gândit pentru un moment și apoi i-a spus bunicului, dar știu că este acolo, simt tensiunea în fir. M-am întors spre el. Nigel, dacă ai credință în Iisus, vei simți această tensiune în inima ta. În acea noapte i-am scris lui Nigel, i-am repetat ceea ce i-am spus, susținându-mi afirmațiile cu versete din Biblie și dându-i să citească unele pasaje care știam că îl vor ajuta. Nu a trecut mult timp până când a ajuns la o credință puternică și reală în Iisus. La puțin timp după eliberarea mea din Ballington, el a fost transferat la închisoarea din Chelmsford, unde încă îl mai vizitez și astăzi. Doi dintre cei mai duri bărbați din blocul nostru erau Bulla și Ferguson. Curând și ei au ajuns să se plimbe cu mine prin curte. Bulla era din estul Londrei. Avea conformație de boxer de categorie grea, nu avea gât, iar umerii lui masiv susțineau brațe mai groase decât coapsele celor mai mulți bărbați. Era recuperator de datorii și îi spășeau pedeapsă pentru violență rasială. Toată familia lui era fascistă, militantă, în acest fel a fost crescut. Nimeni nu se punea cu Bulla, era un mare pericol pentru negri sau pentru oricine de rasă mixtă. Unul dintre ofițeri, în mod clar, s-a gândit că va preveni unele situații conflictuale, lăsând să-i scape unele detalii despre mine.
Dosarele din închisoare ar fi trebuit să fie confidențiale, însă ofițerii mai scăpau anumite informații. Ei știau despre titlul meu mondial în Kung Fu și îmi cunoșteau dosarul Interpol. Îi spun ei pastorul, dar tipul ăsta e cunoscut în toată lumea. Ți-ar putea frânge gâtul cu mâinile goale, i-a spus ofițerului Bula. Dintr-o dată Bula a devenit interesat. Părea să lase la o parte faptul că nu eram alb, pur sânge. Voia să știe mai multe despre Kung Fu. Zvonurile despre trecutul meu s-au răspândit ca un incendiu prin închisoare. Nu era ceva despre care vorbeam prea mult, însă am câștigat un anumit respect, în special printre cei mai dificili. Cred că erau curioși de ce un tip ca mine își împărțea ciocolata Mars cu ceilalți, de ce îi ajutam pe prizonieri să scrie scrisori și mă rugam cu oricine avea nevoie. Da, cred că și eu aș putea face ceva Kung Fu, glumea Bula într-o zi când ne plimbam prin curte. A început să lovească cu picioarele și cu mâinile în batjocură. Și Buddha, da, pot să înțeleg atracția. Nu că aș fi eu religios, dar știu că pentru tine e important. S-ar putea să încerc și eu puțină religie într-o zi. Poate budism sau ceva șamanism sau ceva de genul ăsta. Mi se pare că toate sunt la fel până la urmă, nu? M-am oprit din plimbare și l-am privit drept în față. Nu. Nu înțelegi despre ce e vorba, i-am spus eu cu fermitate. L-am luat puțin prin surprindere. Tu vorbești despre un fel de supă religioasă. Nu înseamnă nimic, e o înșelătorie, nu te va ajuta cu nimic, sunt niște minciuni. Tony, stai ușor. Nu, ascultă-mă, este o mare diferență între a avea credință în Dumnezeu și a urma celelalte religii ale lumii. Eu cred în unul Dumnezeu, Creator, atotputernic și în Fiul lui Iisus Hristos. Doar Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Da, ce aroganță! Nu e arogant, Bula, este adevărul. Biblia ne spune în 1 Corinteni 8:6 că există un singur Dumnezeu care ne dă toate lucrurile și un singur Domn, Iisus Hristos. Nu te poți împotrivi adevărului și nu-l poți compromite, amestecându-l cu mizeriile din religiile inventate de oameni. Am început din nou să ne plimbăm, apoi Bula a șuierat. Cred că e ca și cu mine și Milval. Ce vrei să spui? Ei bine, e clar că sunt echipa cea mai bună, nu? Cea mai bună, campionii. Continuă, i-am spus eu, întrebându-mă unde vrea să ajungă. Ei bine, este vorba despre orice îți face barca să plutească, nu-i așa, Tony? Pentru tine e religie, așa acest Iisus. Pentru mine e clubul de fotbal Milval. Îmi venea să mă dau cu capul de cel mai apropiat zid, însă am râs împreună cu el. Nu, nu, nici acum nu pricepi. Ce? Ce să pricep? Iisus nu e ca un hobby pentru mine. Eu nu sunt interesat de Iisus la fel cum tu ești interesat de fotbal sau de șah sau de dansuri de societate. Hei, ai grijă! Uite, pentru mine Iisus este ca oxigenul. Nu e doar drăguț să-L am în viața mea. Este chiar esențial pentru viața mea. El este viața. Dacă accept sau nu acest lucru, e treaba ta. Dar totuși este adevărat. E ceva ce știu și sunt disperat ca toți să afle același lucru. Este o chestiune de viață și de moarte. Am observat. Numai despre asta vorbești. Pentru tine funcționează, dar e numai ce crezi tu. Eu și milioane de alți oameni care au făcut acest pas al credinței și și-au asumat ei înșiși acest adevăr. Da, dar eu nu sunt unul dintre ei. Bine, să spunem că ești într-un bar cu prietenii tăi și vă uitați la un meci. Se ajunge la o lovitură liberă, dar tu trebuie neapărat să mergi la toaletă. Te duci și între timp se bate lovitura liberă și portarul tău reușește să apere bine. Te alături din nou prietenilor tăi care sunt plini de bucurie. Ei au văzut cum portarul a salvat situației, cea mai bună salvare pe care au văzut-o vreodată. Tu ești supărat că ai pierdut-o. Te îndoiești tu că s-a petrecut? Nu. O crezi, chiar dacă n-ai văzut-o cu ochii tăi. O crezi pentru că prietenii tăi nu mai încetează să vorbească despre asta. Ai pierdut cea mai mare salvare, însă ei au văzut-o și acum ești și tu convins. Înțeleg ce vrei să spui. Doar pentru că nu am văzut cu ochii mei nu înseamnă că nu e adevărat. Vrei să spui că Iisus există, doar că nu l-am văzut eu însumi. Exact. Îți spun că Iisus a realizat cea mai mare salvare când a murit pentru tine și pentru mine.
Eu știu asta pentru că mi-a spus cineva. Acum o cred și am trăit acest adevăr pe propria-mi piele. O să mă laud cu această salvare tot restul vieții. Mi se pare că încă mai sunt la toaletă, nu? Nu, Bula. A ieșit din toaletă când ți-am spus prima dată despre Isus. Acum trebuie doar să te apropii de bar și să accepți halba gratuită. Așa, da. Da, e chiar aici, e umplută pentru tine, am spus eu zâmbind. Bula știa la ce mă refer. Am mai avut multe asemenea discuții. Încă mă mai rog ca într-o zi să ajungă să accepte adevărul din spatele istorisirilor mele. Ferguson era un alt dur, era un negru care rivaliza cu Bula la statură. Lucra la bucătărie. Într-o zi a venit la mine și mi-a spus: "Hei, Tony, am auzit că ești un fel de creștin." M-am oprit speriat, crezând că mă așteaptă o bătaie bună. Voi fi eu capabil să o încasez cu fruntea sus? Da, sunt, am spus eu, încercând să nu-mi arăt frica. Răspunsul lui m-a șocat puțin. Soția mea tocmai a murit, a spus el. Mi-am pregătit mintea pentru ce urma. Avea de gând probabil să-și verse necazul pe mine. Au trecut câteva secunde, apoi i-am simțit prinsoarea puternică pe umărul meu. Vrei să te rogi pentru ea? M-a întrebat el. Mi-au trebuit câteva momente pentru a-mi reveni. Da, mă voi ruga pentru ea, am spus eu, și mă voi ruga și pentru tine, pentru că tu ești cel care a rămas în urmă. A mai vorbit puțin și a exprimat temerile și îngrijorările cu privire la ce li se va întâmpla copiilor lui. Tot ce puteam face era să mă rog cu el, iar el a acceptat aceasta cu recunoștință. După aceea, Ferguson mi-a dat portocale și budincă în plus de fiecare dată când servea la cantină. Una din cele mai căutate poziții în închisoare era banderola roșie. Pentru 5 lire pe săptămână era slujba cea mai bine plătită. Cei cu banderolă roșie se ocupau de curățenie și erau investiți cu încredere, lucrând nesupravegheați în afara blocului de închisoare. Gardienii erau foarte vigilenți cu împărțirea acestui rol. Un zid înalt înconjura perimetrul închisorii, dar dacă un om era destul de hotărât și de pregătit fizic, putea să le escaladeze fără prea multă dificultate. Pentru mine, slujba era un dar de la Dumnezeu. Era o slujbă murdară, dar abia așteptam să fiu afară, singur, în aer curat. În fiecare zi foloseam o lopată și o greblă și umpleam 20 de pungi de gunoi dintr-un singur loc. Wellington este o închisoare de tip B, de înaltă siguranță, dar era incredibil pe ce puneau mâna condamnații. Blocul avea două etaje cu două niveluri de ferestre prin care se aruncau ace folosite, prezervative, fructe mucegăite, sticle, ziare și de multe ori chiar mizerii din toaletă. Unii dintre ei se purtau mai rău ca animalele. Erau unii care mă invidiau pentru privilegiul meu. De multe ori aruncau tot felul de lucruri spre mine, de la sticle la portocale și de la săpunuri în ciorapi la apă fierbinte. Nu era întotdeauna ușor să mă feresc de proiectile, însă mă rugam constant în timp ce îmi făceam treaba. După o anumită perioadă am început să-i cunosc pe majoritatea bărbaților din camerele de la parter. Nu a trecut mult timp până când i-am vestit Evanghelia fiecăruia, într-un fel sau altul. Într-o cameră erau doi polonezi, Andrei și Bolek. Erau răpitori profesioniști, masivi, brutali, spășind sentințe lungi. Unul din ei avea unele cunoștințe fundamentale de engleză, însă nu era ușor să comunicăm. Într-o seară, m-am așezat să le scriu o scrisoare încercând să le explic Evanghelia într-o engleză cât mai simplă. Am folosit și limba greacă, gândindu-mă că limba lor era asemănătoare cu aceasta. După vreo două zile îmi făceam treaba când Andrei m-a chemat prin fereastră. "Mulțumesc, Tony, pentru scrisoarea ta. Nu ne-am dat seama că știi limba poloneză," a spus el bucuros. "Ce?" am spus eu uimit. "Scrisoarea ta este foarte fluentă. O poloneză perfectă," a zâmbit Andrei. "Prietenul meu de aici poate înțelege. Mulțumim atât de mult." Nu știam ce să spun. Dintre toate limbile pe care le știam cât de cât, poloneza nu se găsea printre ele. "Nu, nu," am spus eu, "am scris-o în engleză și în greacă." Andrei se uita la mine uimit. A dispărut de la fereastră, bolborosind ceva în poloneză. În următorul moment, Bolek l-a împins și m-a salutat bucuros, cu scrisoarea în mână. "Da, da, poloneză bună."
Atât a reușit să-mi spună, însă zâmbea cu gura până la urechi. Mi-am dat seama că Dumnezeu făcuse o minune. L-am lăudat și m-am rugat lui în timp ce mi-am continuat lucrul. Când am terminat, am sunat la sonerie pentru a intra înapoi în blocul principal. Ofițerii mă ignorau de multe ori. Știam că îmi dădeau timp să stau pe iarbă și să-mi citesc Biblia sau să mă uit la dealurile de dincolo de zidurile închisorii. Într-o zi am auzit o voce care mă striga de la un etaj superior. Hei, pastore, Iisus a murit, nu știai? M-am supărat imediat. Tipul respectiv mai făcuse necazuri. Aruncase cu sticle și mă înjurase, însă nu-i văzusem niciodată fața. Am apucat lopata gândindu-mă la ce mult mi-ar fi plăcut să-i o bag pe gât. În schimb, m-am gândit la ce ar face Iisus și m-am decis să-l ignor. Înjurăturile au continuat. Era un abuz verbal scârbos și agresiv, urmat de râsete bolnăvicioase. Trebuia să reacționez. În necat de mânie m-am hotărât. Nu, de fapt, greșești, i-am strigat eu, maniera cea mai calmă de care eram capabil. Iisus este viu. Știu asta pentru că trăiește în inima mea, așa că te voi ierta. Dumnezeu să te binecuvânteze, bine? A urmat un moment de liniște. Apoi mi-am dat seama ce urma să se întâmple. Am stat pe loc, mi-am plecat capul și mi-am recitat Psalmul 23 în minte. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Apă clocotită a început să curgă de la fereastra de sus. M-am ținut tare în timp ce apa a căzut peste mine. Aburul a ieșit din hainele mele, însă apa părea a fi mai degrabă rece, răcoritoare chiar. Nu aveam nicio arsură. Am rămas acolo nevenindu-mi să cred, apoi l-am chemat pe omul respectiv. Hei tu, vino la fereastră! Am auzit pe mai mulți râzând în hohote. Ce, ești fricos? Am strigat eu. Liniște. M-am gândit ce să fac, apoi am spus. Vreau să știi ceva, oricine ai fi. Nu sunt un turnător, așa că nu te voi turna. Nici măcar n-o să te caut. Dacă nu aș fi creștin, te-aș bate măr. Dar îl iubesc prea mult pe Iisus pentru a face așa ceva. Sunt aici pentru că am făcut ceva rău și mi-e rușine. N-am auzit niciun sunet de la etajul superior. Am continuat. Vreau să știi că te iert în numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulți au văzut și au auzit ce se întâmpla. Trebuie să-l punem la punct, Tony, spuneau ei. Spune-ne din ce cameră a venit și-l aranjăm noi în locul tău. Nu, nu voi face asta, am răspuns eu. Credeau că sunt nebun. Când am intrat înapoi în blocul de celule, niște gardieni auziseră ce se întâmplase. Spune-ne cine a fost Tony, ne vom ocupa noi de el, au spus ei. Nu, nu vreau să-l torn, i-am spus că nu voi face. Dar nu pot să-l lași să scape așa ușor, au spus ei. Unul dintre ei m-a prins de braț și mi-a spus încet. Uite, o să închidem ochii. Du-te sus și dă-i o bătaie bună, o merită. Vom veni și noi după câteva minute și te vom ajuta. Știi că nu pot face asta, am spus eu. Mi-am schimbat modul de operare. Ofițerii erau perplexi. Am încercat să le explic. Uite ce e. Eu vreau să-l iert pe acest om. Puterea iertării duce la libertate. Este mult mai puternică decât răzbunarea. Le-am spus despre obiceiul din vechime când lorzii și împărații eliberau pe prizonieri și anulau toate datoriile cu ocazia jubileelor. A-L cunoaște pe Iisus Hristos este tot așa, am spus eu. Este un jubileu, o celebrare, o bucurie. A-I cunoaște iertarea înseamnă ajunge la adevărata libertate și fericire în viață. Ura este ca închisoarea pe viață. Știu că trebuie să-l iert pe acest om, oricine ar fi el. Ofițerii s-au uitat unii la alții și au ridicat din umeri. Unul dintre ei m-a bătut ușor pe umăr. Ești un om mai bun ca mine, pastore, mi-a zâmbit el. Nu m-am răzbunat niciodată pe acel om, însă am auzit mai târziu că unii dintre prietenii mei de la parter și-au dat seama de unde a fost aruncată apa. Cu următoarea ocazie în care s-au deschis celulele, un grup format din acești prieteni s-a dus sus și i-a dat o avertizare dură agresorului meu. De atunci n-am mai avut niciodată probleme cu el. Capitolul 16. Capela era întotdeauna un loc bun în care să-ți petrești timpul. Oamenii mergeau acolo ca scuză pentru a ieși din celule.
Capelanul anglican nu prea avea o inimă pentru Evanghelie. Era un tip obosit care lucrase în acea închisoare de mulți ani. În fiecare seară pleca în lumea din afară, dar era la fel de mult un prizonier ca și oricare dintre noi care eram închiși în celule. Faptul că eu vesteam Evanghelia îl irita în mod evident, dar nu prea avea ce să facă. Săptămână de săptămână oamenii deveneau creștini și ne adunam regulat la capelă pentru a discuta, a studia și a ne ruga. Câteodată aveam și spectatori, alteori ni se alăturau. Beau Besley a fost unul dintre ei. Era un tânăr dependent, cu piele palidă și cu privirea bântuită. Își petrecuse cea mai mare parte a vieții lui de adult în închisoare. Nu e bine pentru mine când ies afară, mi s-a confesat el într-o zi. De fiecare dată când sentința lui se apropia de final, Beau făcea exact atâtea stricăciuni cât să-și piardă eliberarea. Asta e casa mea, mi-a spus el, afară e greu, nimeni nu mă așteaptă afară. Trebuie să plătesc facturi și să găsesc un apartament în care să locuiesc. Cine are nevoie de atâtea griji? Măcar aici primesc mâncare caldă și sunt cu prietenii mei. Erau prea mulți, ca și Beau. Swampy era o altă figură de om care își petrecea timpul pe la capelă. În afară se bucurase de atenția presei pentru protestele lui ecologice anarhiste. Înăuntru era mai degrabă un singuratic. La prea puțin le păsa de copaci și de mediu în Wellington. Era implicat puternic în păgânism și o chema de multe ori pe preoteasa lui să îl viziteze la capelă. Aceasta s-a implicat alături de capelan și chiar a început să conducă unele din slujbele anglicane de duminică. Asta mă înfuria. Tot ce puteam face era să mă rog. Desigur, Dumnezeu a intervenit și, pentru un motiv sau altul, ea nu a mai vizitat închisoarea. Swampy a venit val vârtej la mine, împingându-mă nervos, mi-a spus: "Hei, am auzit despre tine și despre mișmașurile tale viclene că te-ai rugat ca preoteasa mea să fie dată afară. Când n-o să fii atent, am să-ți dau una după cap." I-am luat mâna cu fermitate de pe umărul meu, era mai înalt decât mine, însă mi-am împins fața în a lui. "Ascultă-mă," i-am spus eu, "tu fă ce ai de făcut. Dacă vrei să o faci chiar acum, mă întorc cu spatele și poți să mă lovești," am spus eu cu dinții încleștați. "Dar să știu un lucru," am continuat eu, "orice ai face, eu te voi ierta. Te iubesc în numele lui Iisus Hristos. Nu vreau să-ți fac niciun rău, dar tu poți să-i dai drumul. Fă ce ai de făcut." Swampy stătea și se uita nervos la mine. Niciunul dintre noi nu știam ce trebuia să se mai întâmple. Până la urmă a înjurat și a plecat. După 6 luni mi s-a spus să mă pregătesc de eliberare. Nu știam ce mă aștepta mai departe, dar Dumnezeu mă învățase atât de multe, eram cu totul alt om și Sara crescuse în relația ei cu Dumnezeu, ajunsese să depindă mult mai mult de El și ca și mine petrecea mai mult timp în rugăciune. Viața nu era ușoară pentru ea și pentru Ethan, însă inima mi se încălzea când o auzeam vorbind într-un mod cu totul nou despre dragostea ei pentru Isus. Până în 12 februarie 2002, data eliberării mele, pusesem o sumă de bani deoparte. Voiam să fac un ultim gest față de oamenii pe care ajunsesem să-i cunosc în acele luni. Am intrat în capelă unde se adunase mulțimea obișnuită împreună cu alți câțiva. "Ce ai în plasă, pastore?" m-a întrebat Sam Paul, tipul care îmi dăduse primul această poreclă. Eu l-am poreclit Hagrid. Am vărsat-o pe masă și o ploaie de ciocolate mars a ieșit în cascadă din plasă. "Este câte una pentru fiecare," am strigat eu peste râsetele lor. Ciocolatele mars erau foarte apreciate de prizonieri, în special de cei care își foloseau toți banii pe țigări. "Băieți, e ultima mea zi aici. După cum știți, eu nu fumez, așa că mi-am pus bani deoparte ca să vă pot da ceva pentru care să mă țineți minte. Ăsta e felul meu de a vă spune, Dumnezeu să vă binecuvânteze." Am făcut un tur al capelei, asigurându-mă că toți au primit o ciocolată. Eram bucuros că și Swampy era acolo. Mi se părea a fi puțin sfios. Printre creștini devenise un obicei să stăm în cerc și să rostim împreună binecuvântarea: "Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea lui Dumnezeu și comuniunea Duhului Sfânt să fie cu noi toți în vecii vecilor. Amin." În timp ce rosteam binecuvântarea, mi-am rotit privirea în încăpere.
Erau destul de mulți oameni despre care știam că fuseseră transformați în mod radical în ultimele luni de zile. Și Svampi stătea în cerc. Nu a rostit binecuvântarea, dar a zâmbit. A venit la mine și mi-a întins pumnul în semn de prietenie. I-am răspuns și eu cu pumnul meu între-a lui. Ești de treabă, omule, a spus el. Domnul să te binecuvânteze, i-am zâmbit eu. Am continuat să-i scriu lui Svampi și multor altora după ce am fost eliberat. Am început să primesc o mulțime de scrisori și astăzi mă găsesc într-o lucrare continuă, susținând și încurajând pe mulți dintre ei. Unii au fost eliberați de atunci, alții au fost mutați în alte închisori și încerc să-i vizitez de câte ori pot. Dintre toate viețile transformate în cele 6 luni, nici una nu a fost mai transformată ca a mea. Uitându-mă înapoi la momentul accidentului, îmi dau seama de faptul că Dumnezeu a permis ca eu să cad în pustie. Doar acolo putea lucra la viața mea, doar acolo se putea ocupa de aroganța mea, de caracterul meu de zelot, doar acolo putea să mă aducă în genunchi și să mă învețe smerenia, o lecție de care aveam mare nevoie. Studiind Biblia, mi-am dat seama că mulți dintre aleșii Domnului au trecut prin experiența pustiei. Unii au fost literalmente duși în pustie. Moise și copiii lui Israel, după eliberarea lor dramatică din robie, au petrecut 40 de ani în pustie. Le-am citit istoria în Deuteronom, capitolul 8, iar un verset cheie a ieșit în evidență. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Mi-am dat seama de faptul că, la fel ca și mine, copiii lui Israel au păcătuit din nou și din nou, l-au dezamăgit pe Dumnezeu chiar și după ce au văzut lucrările lui cele mari. Totuși, Dumnezeu i-a iubit. Am citit mai departe și am descoperit că El le-a dat apă, mâncare, încălțăminte și îmbrăcăminte care nu se mai terminau. Avea un plan pentru ei. Până la urmă le-a vorbit și le-a dat o nouă revelație, cele 10 porunci. Trecând prin istorisirile Bibliei, am descoperit că, mereu, evenimentele centrale au avut loc în cadrul unor experiențe ale pustiei. Am intrat în profunzime în studiul meu biblic și am fost fascinat să descoper că unul dintre cuvintele ebraice pentru pustie se traduce de fapt prin locul în care vorbește Dumnezeu. Eram înfometat să aflu mai mult. Știam că Ioan Botezătorul a fost cunoscut ca fiind vocea care strigă din pustie. Când i-am studiat caracterul, am descoperit mai mult cum voia Dumnezeu să devin. Lucrarea lui Ioan a fost un mare succes în termeni umani. Mulți au răspuns la mesajul lui și oamenii așteptau la rând să fie botezați de el. El era genul de evanghelist care visam să fiu și eu. Ioan știa totuși că nu el trebuia să se afle în centrul mesajului său. Scopul lui era de a pregăti calea pentru Mesia. Am citit Evanghelia după Ioan și am notat versetul 30 din capitolul 3, unde Ioan spune despre Iisus: trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cu cât mă gândeam mai mult la aceasta, cu atât eram mai fascinat. Chiar și Iisus, am citit eu, a fost condus de Duhul Sfânt în pustie. A stat acolo 40 de zile și 40 de nopți și de 3 ori a fost ispitit de diavolul. Spre deosebire de alți oameni din Biblie, Iisus a fost capabil să fie întru totul ascultător de Tatăl. El nu s-a poticnit în ispitele lumii. Iisus este modelul nostru ideal, am meditat eu. Am gustat timpul pe care Ballington mi l-a oferit pentru a studia și a descoperi mai multe despre el. Deși avea tăria de a se lupta cu ispitele din pustie, totuși era imaginea perfectă a umilinței. Frânt în trup și în duh, el a purtat păcatele umanității când a murit pe cruce. M-am trezit că mă întorc în Vechiul Testament pentru a vedea ce au spus profeții despre el. În Psalmul 22 am găsit cuvintele profetice ale lui Iisus însuși. Versetul 6 mi-a dat o imagine care m-a frapat în contextul filozofiei Kung Fu de imitare a animalelor. Eu sunt vierme, nu om, spune Iisus. Mi-am amintit antrenamentul meu în stilul șarpelui.
Când e atacat, șarpele se înalță, sâsâie și contraatacă. Este o imagine a sinelui. Un vierme, pe de altă parte, nu opune rezistență. Îți dă voie să faci ce vrei cu el, să dai cu piciorul sau să-l strivești sub picioare. Este o imagine a frângerii reale. Am meditat mult la această imagine. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul lumii, a fost dispus să fie frânt pentru mine ca un vierme. Cu cât mai mult trebuie eu să fiu frânt pentru El. El nu căuta un creștin perfect înfășurat într-un ambalaj respectabil. Mi-am dat seama că asta voisem să devin. Mă lăsasem prins în tentațiile vieții clasei de mijloc, în slujba mea, în ipoteca mea pentru o mașină mai bună. Mi-am amintit de cuvintele lui Iisus din pilda semănătorului din Marcu 4:19. Dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Nu-i nimic greșit în a avea o casă frumoasă și lucruri frumoase, m-am gândit eu. Știam că învățătura lui Iisus avea mai mult de-a face cu atitudinea mea față de acestea. Fără să-mi dau seama măcar, viața bună, în ghilimele, devenise scopul meu principal. Loialitatea mea era orientată spre lucrurile pământești, nu înspre căutarea lui Dumnezeu. Din primele zile după ce am devenit un creștin, am studiat învățătura apostolului Pavel. El era un om cu care mă puteam identifica. Ca și mine, Pavel a fost un păcătos de proporție. Ca și mine, a avut o experiență dramatică cu Iisus. Ca și mine, a petrecut timp în închisoare. Pavel spune că este în lanțuri pentru taina lui Hristos, Coloseni 4:3. M-am uitat prin fereastră la oamenii care se plimbau prin curte. Unii erau mândri de realizările lor criminale. Alții, ca și mine, erau rușinați și pocăiți. În ambele situații, am meditat eu, și unii și alții sunt prizonierii propriului lor eu. Cât de mult îmi doream ca fiecare dintre ei să cunoască harul mântuitor al lui Iisus Hristos. De multe ori îmi notam gânduri sau mă jucam cu un creion și o hârtie când meditam la Scriptură. M-am uitat la caietul meu și mi-am dat seama că am desemnat o pictogramă cantoneză. Am zâmbit, recunoscând pictograma I, cuvântul pentru neprihănire. YI în caligrafia cantoneză se formează prin așezarea caracterului pentru miel, yang, peste caracterul pentru pronumele eu. În Evanghelia după Ioan, Iisus este numit mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1:29. Ce simbol potrivit pentru neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu păcătoșilor prin credința în Hristos. În tot timpul petrecut la Balington m-am rugat ca Dumnezeu să-mi pregătească o cale. Aveam o mulțime de lucruri care mă preocupau. Mă preocupa relația mea cu Sara și Ethan. Ea învățase să trăiască fără un soț. El nu m-a cunoscut niciodată ca tată. Cum mă voi potrivi în viețile lor? Sara ne-a găsit o casă, însă aveam nevoie de o slujbă cu care să o plătim. Cine mă va angaja cu un asemenea cazier? Pe lângă aceasta, știam că nu vreau să fiu din nou genul de creștin care fusesem înainte de a intra în închisoare. M-am rugat să pot continua lucrarea lui Dumnezeu fiindu-i martor și făcând evanghelizare, însă de această dată trebuia să fie diferit. Te rog, Doamne, înconjoară-mă cu o echipă de oameni care să mă susțină și să mă mențină într-o viață de umilință și frângere înaintea Ta, m-am rugat eu. Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunii în toate domeniile la timpul stabilit de El. La câteva zile de la eliberarea mea, Sara mi-a spus că se simțea de parcă nu aș fi plecat niciodată de lângă ea. Era schimbată. Ca și mine, a fost adusă în genunchi înaintea lui Iisus. Avea cartonașe cu versete biblice pe frigider și în toată casa. Ethan s-a adaptat ușor. Ne jucam și râdeam împreună. Inima mi era copleșită de bucurie de fiecare dată când striga tati și se arunca în brațele mele. Aveam atâtea de învățat de la el. Până la sfârșitul primei săptămâni mi-am găsit o slujbă de chelner într-un restaurant. Am fost onest față de manager și i-am spus unde mi-am petrecut ultimele 6 luni. El a fost totuși încântat să mă angajeze. Salariul era foarte mic,
dar în fiecare zi mă asiguram că vin la slujbă cu un zâmbet pe față. Era o mărturie importantă și îmi venea foarte natural să o fac. Eram plin de o nouă bucurie. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse și acest adevăr se vedea clar în mine. Agresivitatea mea din trecut dispăruse și simțeam că Iisus îmi arăta lucruri noi. Mi se părea că pot vedea pe sub măștile oamenilor. Erau o mulțime de oameni care sufereau și eu doream să ajung la inima fiecăruia dintre ei. De multe ori pe autobuz sau în restaurant mă trezeam că vorbesc cu oameni despre Iisus cu o nouă îndrăzneală. Nu conta dacă mă făceam de râs. Îl dezamăgisem pe Dumnezeu de atâtea ori, fără ca lui să-i fie rușine de mine. Cum putea să-mi fie mie rușine de el? Cu această atitudine nu mi-era frică să mă împărtășesc credința cu oricine. În același timp am învățat să recunosc inima lui Dumnezeu pentru oameni. Nu orice om cu care mă întâlneam avea nevoie să-i fie vârâtă Evanghelia pe gât. Uneori aveau nevoie de un zâmbet sau de o ureche ascultătoare. Uneori le dădeam ceva literatură biblică sau un rezumat al mărturiei mele. Întotdeauna scriam și numărul meu de telefon și o invitație simplă de a fi contactat. Eram uimit de câte telefoane primeam. Ai vorbit astăzi cu mine pe autobuz? Sau ne-am întâlnit acum câteva săptămâni la coadă la un supermarket. Erau oameni care au fost ridicați în credință sau oameni care au luat o hotărâre față de Dumnezeu, dar au căzut. Erau și alții care nu se întâlniseră până atunci cu nimeni care să le vorbească despre Dumnezeu într-un fel atât de personal. Mulți oameni intrau în contact cu mine doar pentru că aveau nevoie de cineva care să le asculte problemele. Între timp, m-am angajat într-o slujire umilă în biserica noastră. Oamenii din Biserica Baptistă Lake Road ne-au susținut foarte mult pe Sara și pe mine în timp ce eram la Ballington. M-au primit înapoi cu brațe iubitoare. Eram nerăbdător să mă implic în evangelizare, dar m-am agățat de promisiunea pe care mi-o făcuse Dumnezeu. Pe când se apropia momentul eliberării mele din închisoare, am fost atras și convins de un pasaj din primul capitol al cărții Faptele Apostolilor. Iisus a apărut în fața ucenicilor după moartea sa și ei erau nerăbdători să afle planul lui pentru ei. I-a instruit să aștepte în Ierusalim până când vor primi un dar de la Tatăl. Asta cred că îmi spunea Dumnezeu și mie. Așteaptă până la momentul oportun. Reverendul Stephen Hembury era foarte înțelegător și mă susținea mult. Îmi cunoștea experiența de a lucra cu tinerii și mă încuraja să mă implic în lucrarea cu tinerii și în misiuni. M-a invitat de asemenea să-mi spun mărturia personală în biserică. Aveam atâtea de spus. Mi-am împărțit povestea în două, la distanță de aproape 6 luni. Amândouă evenimentele erau așteptate cu nerăbdare și primeam răspunsuri emoționante. Cu toții erau uimiți de povestea începutului vieții mele și de prima întâlnire cu Dumnezeu. Puțini oameni din lumea aceasta pot să se identifice cu viața mea, impregnată de kung fu și de violență. Însă erau oameni în biserica aceasta care prin mărturia mea au fost convinși pentru prima dată de realitatea lui Iisus Hristos. A fost o mare sărbătoare în acea zi. Cel mai copleșitor răspuns abia avea să sosească. Mulți oameni din biserică fuseseră creștini de mulți ani. Unii dintre ei căzuseră în aceeași capcană ca și mine înainte de accident. Deveniseră comozi în credința lor, fără să se mai simtă provocați de nimeni și de nimic. Își pierduseră pasiunea pentru Iisus și dorința de a le spune și altora despre El. Știam foarte bine că mulți dintre oamenii care stăteau în fața mea erau oameni buni, cinstiți, care munceau mult pentru biserica lor și se iubeau cu adevărat unii pe alții. Dar sunteți voi frânți față de voia lui Dumnezeu? Îi întrebam eu. Sau lucrați prin propria voastră neprihănire și propria voastră putere, așa cum am făcut eu? Am accentuat învățătura apostolului Pavel din Galateni 2:20. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am ajuns să-mi dau seama, le spuneam eu prietenilor mei, că Iisus nu poate locui în mine din plin și nu se poate revela pe sine prin mine, până când sinele meu orgolios nu este frânt. Este greu să-ți detronezi sinele, am continuat eu. El se justifică, are propria voință,
își adjudecă drepturile și își caută propria glorie, predicam eu, până când acest sine nu își înclină capul înaintea voii lui Dumnezeu, până când nu recunoaște că a greșit și nu renunță la sine pentru Isus, el nu va putea niciodată pătrunde în viețile voastre și să vă folosească pentru voia lui. Nu veți cunoaște niciodată bucuria de a trăi în el mai degrabă decât prin dorințele voastre egoiste. S-a așternut o liniște peste biserică. Am continuat să vorbesc despre experiența mea din pustie, știind că mulți dintre cei din congregație se vor identifica cu aceasta. Nu trebuiau să se afle în spatele gratiilor pentru a se simți părăsiți, singuri și chinuiți înaintea lui Dumnezeu. Împărtășindu-le experiența mea, am putut să-i încurajez. Dumnezeu își face lucrarea sa cu oamenii în pustie. Când totul este pierdut, vocea lui liniștită poate fi auzită în deșert. Nu vă temeți de suferință, le spuneam eu. Suferința și încercarea vor veni, dar în ele aveți ocazia de a vă demonstra încrederea în Dumnezeu și ascultarea față de El. Tăceți! Să știți că El este Dumnezeu care vă iubește și care se îngrijește de voi. El știe ce face în viața voastră. Faceți-vă timp pentru a-L asculta, pentru a-i descoperi căile desăvârșite. Pe măsură ce întâlnirea se apropia de final, mai mulți oameni au fost mișcați până la lacrimi, ca și mine. O femeie mai în vârstă s-a apropiat de mine. Fața ei strălucea de dragostea lui Isus. Mi-a mulțumit pentru mesaj, apoi m-a avertizat. Ai trecut printr-o pustie lungă și adâncă, mi-a spus ea, dar să nu-ți închipui că Dumnezeu nu te va mai duce prin acest loc. Am tremurat, nu mă așteptam să aud așa ceva. Fii vigilent, stai aproape de El, a spus ea. După ce a spus acestea, a dispărut. A fost un mesaj pe care îl țin aproape de inima mea. În lumina Lui mă predau lui Isus în fiecare zi, știind că lucrarea Lui în mine abia a început. În ultimii ani mi-am spus povestea în mai multe biserici, școli, aziluri de bătrâni, pe străzi, în închisori, în săli de sport și în mai multe întâlniri din Marea Britanie. Dumnezeu continuă să-mi răspundă la rugăciuni și să mă folosească în răspândirea veștii bune a lui Isus Hristos. Povestea mea este un mesaj pentru toți oamenii, pentru că este mesajul lui Dumnezeu, mesajul unui om frânt care a fost restaurat, a unui om rău care a fost iertat, a unei vieți refăcute, înnoite și umplute de bucuria prezentului și speranța viitorului. Mă rog ca această poveste să fie și a ta.